Am aflat două lucruri. Primul, nu avem o istorie a uneia dintre cele mai importante instituții din istoria modernă a României. Nu avem o istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Coabităm, cu alte cuvinte, cu o mare necunoscută. Trăim alături de ea, mulți dintre noi în mijlocul ei, dar chipul ei și culisele ei rămân pentru noi total necunoscute. De ce? Pentru că nu avem nici acum o documentație completă a acestei istorii, pentru că arhivele Bisericii Ortodoxe sunt lăcătuite. Cheia, legea spune că arhivele oricărei instituții din România trebuie să afle la arhivele statului. Excepția o face BOR-ul. Cheile arhivelor se află în mâna conducerii bisericii. Suntem confruntați cu constatarea uimitoare. Cât de puțin se știe despre Beore. Cum e cu putință ca una dintre cele mai importante instituții din clipa de față a României să își refuze, să ne refuze nouă ca români, ea fiind o biserică legată de creștini români, accesul la faptele ei, la istoria ei, la ierarhia ei, la relațiile ei cu regimurile politice de-a lungul acestor 100 de ani. Sigur, trecând prin patru dictaturi, prin cea carlistă, prin cea legionară, prin cea antonesciană și prin cea comunistă, coabitând cu ele sau colaborând cu ele politic, istoria BOR-ului nu arată deloc încântător și deloc onorabil. Că s-a petrecut cu BOR-ul în acești peste 100 de ani, ceea ce a urmărit constant prin adaptări succesive a fost puterea lumească ca valoare supremă și împărțirea ei cu cezarul, adică cu clasa politică, cu cei care dețin puterea politică. Niciodată lucrul acesta de a avea acces la puterea politică, la puterea statală, până la urmă, printr-o colaborare extrem de strânsă cu clasa politică, niciodată lucrul acesta nu a reușit mai bine Bisericii Ortodoxe Române decât după 1989. Explicația este foarte simplă. De ce s-a petrecut acest lucru acum? De ce în toată istoria ei niciun regim politic nu i-a oferit atât de mult Bisericii Ortodoxe și niciun regim politic nu a ajuns să-i dea o autonomie și la un moment dat o supremație atât de mare cum s-a petrecut în acești ani. Există un motiv foarte simplu. Relația s-a făcut imediat după 89 între biserică și statul postcomunist, să-i spunem, îngăduitor, neocomunist, adică lui Iliescu. De ce s-a petrecut această legătură spontană? Cum se face că Biserica Ortodoxă nu s-a îndreptat către un partid creștin-democrat? S-a îndreptat către un partid neocomunist? Explicația e simplă. Pentru că aveau de ascuns aceleași lucruri. Iliescu și clasa nouă venită la putere, trecută de pe celălalt mal al istoriei, sub formă de activiști înalți de partid,
sub formă de conducător de securitate și mai departe, n-avea niciun interes să ajungă la deconspirare și la lustrație. Biserica, colaborând formidabil de bine și cu Gheorghe Udej și cu Ceaușescu, nu avea niciun interes să deconspire relațiile existente între aceste două faze ale comunismului românesc. Drept care, din februarie începând, biserica a început prin a face propagandă pentru FSN. Scurtă vreme după asta, când a luat naștere și PSD-ul, s-a mutat, evident, către BSD. Știți, faptul că s-a ajuns la așa ceva și că clasa politică a avut nevoie de blessing-ul permanent ca să-și capete autoritatea și legitimitatea în fața poporului de biserică, a căpătat la un moment dat, a luat la un moment dat o formă simbolică pe care nu țin minte să o fi observat altcineva, a fost pur și simplu o întâmplare că am căzut la televizor peste această scenă. Nu știu dacă a fost o vizită a lui Iohannis în 2021, a fost sigur o vizită la Patriarhie, la invitația Patriarhului, dar am deschis televizorul exact când Iohannis era primit. Acolo a avut loc o scenă care pentru mine are o valoare simbolică pentru toată epoca aceasta ca raport între puterea politică și biserică. Când primești un oaspete, de obicei ieși în întâmpinarea lui. Iohannis, președintele țării, a intrat la Patriarhie. În capătul scărilor din hol, 20-30 de trepte, stătea îmbrăcat somptuos în alb patriarhul în toată măreția lui, nemișcat pe treapta cea mai de sus, și Iohannis a început să urce treptele. Nu patriarhul a coborât să-și întâmpine oaspetele, ci oaspetele a urcat până la înălțimea poziției patriarhale. Asta ne permite să măsurăm gradul de democrație a României prin raport cu acest parametru. Raportul dintre biserică și stat este unul din punctele fundamentale al oricărei țări democratice. Trebuie să facă separația între biserică și stat. Nu se amestecă biserica în treburile politice și statale. Dacă urmărim acest parametru, lucru cel mai important pe care îl afli de aici și care iarăși m-a surprins, s-a petrecut pentru prima oară de la CUZA o mișcare inversă. În loc să petreacă un proces de secularizare sau să urmeze procesul de secularizare pe care îl presupune un stat modern și un stat de drept, s-a petrecut o desecularizare. Ce înseamnă asta? Că statul a început să împroprietărească biserica. Prima proprietate masivă care i-a fost dată de către stat a fost terenul pe care s-a ridicat Catedrala Neamului. 180 de milioane este evaluat. Megalomanie, măreție și așa mai departe. Iar banii alocați de către stat, de la noi, pentru construcția acestei catedrale, a urcat de asemenea la, în total, a fost împroprietărit sau cadorisit cu 310 milioane de euro. În acest timp, între 1990 și 2004, în România s-au ridicat 2200 de biserici. O asemenea perioadă de înflorire n-a avut biserica niciodată la noi. Asta înseamnă că puterea ei crește pe măsură ce clasa politică se simte mai slabă și mai nesigură pe mandatele ei și care mereu nevoie, ca să se justifice în fața
poporului plinenoriaș de blessing-ul bisericii. Întrucât ar mai fi de spus și alte... ultimul lucru care e de spus și chiar mai durează 2 minute, așa arătând lucrurile, trebuie să devenim conștienți că noi vorbim de o instituție care, indiferent de ce face sau indiferent de ce a făcut în istoria ei, se bucură de o imunitate absolută. Asta este formidabil. Ar trebui ca cei pe care îi slujește să fie șocați, uimiți că în felul ăsta este împlinit serviciul divin și cea mai vocațională meserie, profesiune în istoria omenirii. Nu există o meserie, o profesiune mai vocațională decât cea de cleric, de preot, de slujitor al valorilor din lumea, din împărăția lui Dumnezeu. Ori, în loc să facă asta, Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, a spus la un moment dat foarte limpede: noi nu ne-am propus să facem martiri în acești ani, dar în această profesiune vocațională a slujirii cele mai înalte instanțe considerate, cea divină, nu poți trăi decât știind că prețul ultim de plătit e viața. Ei bine, în ciuda faptului că a golit treptat valorile creștinismului, în speț ale învățătării lui Hristos, de-a lungul slujirii a 2000 și ceva de ani, biserica nu e afectată de acest lucru. Cum se explică asta? Este apărată de înșiși cei pe care, în virtutea valorilor tradiționaliste, îi ține departe de proiectul statului de drept, de valorile democrației occidentale, de ceea ce se numește, cum spune autorul, o abordare constructivă în raport cu destinul nostru european. În momentul de față, cei care creditează în continuare BOR-ul, în ciuda istoriei ei teribile din perioada comunismului, nu-și dau seama că în joc este de fapt viața și calitatea vieților viitoare. Biserica ar fi trebuit, cred că spuneți asta, să nu scape prilejul de a înțelege că rolul cel mai bun pe care l-ar fi putut juca în acest timp este să găsească o cale de a integra valorile Ortodoxiei în valorile Uniunii Europene. De a intra în Europa din toată inima cu aceste valori, cu tot. Aici ne aflăm în fața unei credibilități, a unei instituții cu o istorie teribil de discutabilă, cu o credibilitate de care se bucură în rândurile poporului, preponderent de la sate, dar nu numai, de o credibilitate infinită. Eu n-am să înțeleg, îmi pare tare rău, că trebuie să spun și asta și am terminat, introducerea religii în școli. După mintea mea, dar mintea mea nu e mintea tuturor și nici n-are cum să fie, e pur și simplu părerea mea. După mintea mea, religia este o problemă care ține preponderent de intimitatea fiecărui individ, a fiecărui credincios. Și felul în care te raportezi la Dumnezeu și la valorile Evangheliei țin de un raport mai puțin instituțional și mai mult intim. Credincioșii se catehizează în biserică, nu la școală. Școala nu este făcută pentru catehizare. Catehizarea se petrece în biserică. Nici eu nu mă duc în biserică să predau lecții de darwinism. Așa încât rămâne o problemă. Cum
cum de puterea noastră politică a acceptat așa ceva, subînțelegând în felul ăsta că Biserica Ortodoxă, ceea ce nu e prevăzut în Constituție, este biserică de stat și că își poate impune acest lucru, să catehizeze copiii în școală, nu la biserică. În școală se introducă icoane și nu portretele oamenilor de știință, pentru că în școală se capătă cunoaștere, cunoștințe. Cultura religioasă se poate face evident înăuntru marilor culturi ale spiritualității occidentale, dar nu catehizare. Să invocăm, ca să nu acuzăm într-un mod neteologic și urcând mai degrabă la o radiografie metafizică a bisericii. Prima judecată a bisericii și a slujitorilor Domnului a făcut-o Iisus prin gura lui Ioan în Apocalipsă. Atunci s-a dat tonul mirelui divin care și-a judecat mireasa pământeană, arătând că nu e foarte mulțumit de ea și că pe unele dintre bisericile care erau în acel moment viabile la sfârșitul secolului prim, pe una dintre ele a promis că o va scuipa din gură. O va voma, o va respinge pentru că era coruptă. Din acel moment a apărut în istoria bisericii sub forma unor puncte discontinue o judecată de sine făcută dinăuntru bisericii însăși. Dar momentele au fost rare. După conciliul de la Nicea, în același secol a apărut primul teolog care a vorbit despre biserica bipartită, spunând că biserica nu are o unitate morală și nici legitimitate morală compactă. Nu este omogenă. Este slujită de oameni deosebiți sau de reprezentanți ai Satanei, de reprezentanți ai lui Isus și de reprezentanți ai Satanei. Erezia a fost imediat declarată sub forma docentismului, deci a acelei erezii, dar era un curent de reformă și de purificare, care cerea calitatea morală a slujitorului a lui Isus. Respectarea calității morale a fost eliminată din biserică și cei care au mers pe linia asta au fost de fiecare dată dați deoparte. Tichonius, cel despre care v-am vorbit adineauri, a fost cel care a vorbit despre corpul bipartit al bisericii. În biserică s-a strecurat Satana alături de Isus. Asta ce înseamnă? Că în timp ce Iisus e divin și biserica trebuie să slujească ființa divină și pe Dumnezeu, slujitorii sunt pământeni, deci sunt muritori și fatalmente căzuți. Sunt ca noi. Ca să fie vorba de o biserică compactă, în care să nu se pună problema supraviețuirii cu compromisuri morale cumplite, ar trebui ca slujitorii la limită să fie sfinți. Asta nu se poate. Și ultimul lucru interesant, un filozof italian a scris în urmă cu câțiva ani de zile o carte în care explică demisia, depunerea mandatului lui Benedict al XVI-lea în speța cardinalului Ratzinger, făcută pe urmele singurului papă care și-a depus mandatul spunând că nu mai poate coabita cu Satana din biserică și că Benedict ar fi făcut același lucru. Dar acesta nu este un drum pe care vreo biserică oficială îl va accepta vreodată. Că corpul bisericii este bipartit și conține deopotrivă oameni dăruiți pentru binele și slujirea celorlalți și cei care, ca în Marele Inchizitor, în Dostoevski, sunt reprezentanții Satanei.